Bun venit la Starea Nației de vacanță! Eu sunt Ștefania Cârcu, gazda dumneavoastră. Hai băieți, hai că ușor, ușor scoateți banii! 100 de lei de căciulă pentru vaccinare! Nu, doamna Raluca Turcan, nu e obligatoriu să ai căciulă, e caniculă totuși, e doar așa, e un fel de a spune. Mă scuzați pentru exprimarea asta, dar cred că acești oameni sunt foarte, foarte inteligenți, că altfel nici nu pot să le zic. Vorbim după ce îi vedem. În ceea ce privește măsurile de stimulare, am agreat o măsură care a fost propusă, și anume bonurile de masă. Propunerea este de aproximativ 100 de lei pentru un bon de masă. Am fost de acord să începem aceste proiecte pilot, să vedem cum vor funcționa ele, cu vouchere de, cred că sunt de 100 de lei, și o loterie. Te doare creierașul. Cum adică faci un proiect pilot? Adică, haideți așa să începem cu anumite centre de vaccinare și dacă ideea are succes, facem la toate? E limpede că ăia care mai vor să se vaccineze de acum încolo se vor vaccina cu suta asta de lei. Auzi, să vedem cum vor funcționa. Clar vor funcționa mai bine decât acum, când nu funcționează deloc. Și e clar că 100 de lei în bonuri de masă, în sarmale, în pufuleți, în orice, vor funcționa mai bine decât 0 lei. Și, dacă îmi permiteți o întrebare, dacă nu funcționează nici cu bani, spre ce vă îndreptați? Șantaj? Bătaie? Amenințări? Înjurături? Chiar, cu bonurile astea de masă, domnul Câțu, putem să cumpărăm pâine? Noi, populimea, ăștia care n-avem 3.000 de euro salariu net, ne permiteți să băgăm la masă o mână de carbohidrați? Vă rugăm, domnul premier, e bun tare! Urmează să vedem posibilitățile tehnice pentru a organiza loterii pentru persoanele vaccinate. Aici, la loterie, nu știm cum va funcționa. Vor fi alocate resurse și vom vedea care va fi schema. Vom discuta cu experții cei care fac loterii. Vouchere de 100 de lei pentru cei care se vaccinează și loterie pentru cei care s-au vaccinat deja. De ce? Să nu le pară rău că s-au vaccinat sau cum? Să nu se dezvaccineze, asta voiam să zic. Atât de greu de înțeles uneori ce urmăresc acești oameni. Adică, repet, ce program pilot? Ori anunți clar că de mâine cine se vaccinează primește 100 de lei voucher, ori o lași jos, că măcăne. A, bine, ideea e că, la nevoie, Florin Câțu mai are o armă în mânecă. Oricând poate să spună că pandemia nu există, că toți românii o duc bine, sunt sănătoși și 1% dintre ei chiar respiră. Când noi avem vaccin, din punct de vedere, valul 4 nu se poate justifica atât timp cât avem vaccin și trebuie doar să ne vaccinăm. Asta bate tot. Deci parcă îl văd pe Florinel Puștiu al nostru la graniță, stând de vorbă cu valul 4. Băi băiatul, ce să cauți tu aici, mă, dacă noi avem vaccin? A? Hai, ușcheala, ocolește prin Bulgaria că ne supărăm. Auzi, valul 4 nu se justifică. Îl neagă pur și simplu și continuă să fie habarnist legat de faptul că valul nu are nimic de a face cu vaccinarea. Vaccinarea aduce cazuri puține de spitalizare și mortalitate redusă. Dar altfel oamenii se îmbolnăvesc, transmit între ei și tot așa. După Raluca Turcan și Nea Florin, eu zic că ar trebui să mergem într-o zi cu un buchet de flori la Banca Națională. Da, acolo unde lucrează doamna Veorica. Mergem frumos și ne cerem scuze că am considerat-o... Na, cum am considerat-o. Sunteți mai mulți, doamna Veo. Mult mai mulți. Este adevărat că poate întotdeauna este loc și de mai bine.